Recenta lansare, în cadrul librăriei Sofia, a volumului Ora 25, considerat una dintre cele mai importante cărți ale secolului 20, a readus în atenția publicului personalitatea complexă și, în mare măsură necunoscută, a autorului său, Constantin Virgil Gheorghiu. A crescut la țară, a cunoscut foarte bine sufletul țăranilor, în mijlocul cărora a crescut și cărora le era păstor tatălui, care într-adevăr rămâne icoana păstorului adevărat și nu întâmplător va scrie acea carte care a fost tradusă în românește cu tatăl meu, preotul care s-a urcat la cer. Și el poartă această inocență românească dincolo de toate neputințele românilor, pentru că sunt și neputințe, poate uneori superficialitate și, mă rog, mai multe, dar dincolo de toate acestea există o inocență prin care neamul românesc străbate timpuri. Constantin Virgil Gheorghiu este într-adevăr un destin tragic datorită faptului că viața sa a fost una extrem de zbuciumată, a avut chinionul într-un fel de a trăi într-o epocă istorică în care totalitarismele practic au strivit milioane de oameni, însă este și o figură deopotrivă luminoasă, pentru că el a reușit să transforme propria experiență de viață într-o experiență de literatură și într-o experiență religioasă. Născut în 1916, în apropiere de Războieni, județul Neamț, a absolvit Facultatea de Litere și Filozofie a Universității din București. În 1943, a devenit atașat de presă al ambasadei românești din Croația. Evenimentele din 23 august 1944 din România, surprinzându-l la Zagreb, a fost momentul în care a decis să nu se mai întoarcă în țară, ci să aleagă calea exilului. N-a avut altă soluție, pentru că a fost arestat aici. Cu siguranță era arestat, venea deja, se instaurase, așa cum spune chiar în filmul cu Anthony Quinn, filmul Ora 25, invadarea sovietică a României și n-ar fi avut nicio șansă. Adică putea fi exterminat oricând. În memorii el spune că a încercat să meargă în Elveția, dar a fost refuzat pentru că nu avea suficienți bani. Cu greu a reușit să ajungă în Franța, cu greu a reușit să fie acceptat. A avut surpriza ca în Franța, în care el s-a refugiat, să, în această Franță să nu fie cea pe care o știa, ci să fie una mult mai marcată de ambiguități, de incertitudini, de trădări, de admirație chiar față de lumea comunistă. A avut mari dezamăgiri, dar în același timp să ne gândim totuși că hotărârea lui a fost providențială. De ce? Pentru că, altminteri, n-am mai făcut această operă extraordinară, începând cu Ora 25, cea mai tradusă lucrare, și apoi cu celelalte până la 35 de lucrări pe care ni le-a lăsat, pe lângă aceste minunății teologice, cum este, spuneam, tatăl meu, preotul care s-a urcat la cer, sau cum am vrut să devin sfânt, sau Ioan Gură de Aur, atletul lui Hristos. Vă spun, sunt niște cărți atât de profunde și copleșitoare și de teologice. În străinătate și-a descoperit adevărata vocație. A absolvit Facultatea de Teologie de la Heidelberg, stabilindu-se apoi în Franța, unde a publicat 35 de volume. Ora 25 este cel mai important dintre ele, fiind tradus în peste 60 de limbi și ecranizat la Hollywood în 1967, cu Anthony Quinn și Virna Lisi în rolurile principale. The 25th hour. A love story that reaches across the battles and fury of war. Tot în Franța
și-a împlinit și destinul de slujitor al Domnului, fiind hirotonit preot la Biserica Ortodoxă Română Sfinții Arhangheli din Paris. Preotul Virgil Gheorghiu și-a dorit acest lucru în virtutea tradiției familiei sale, cu deci strămoși, cu bunici, cu așa, și după mamă și după tată preoți. În măsura în care s-a împlinit, o vedem mai ales din ceea ce spuneam, opera sa care este eminamente teologică. Faptul că el se concentrează asupra vieții Sfântului Ioan Gură de Aur, care de asemenea se știe că la un moment dat a intrat în conflict cu împărăteasa, a fost exilat și chiar a trecut la Domnul în exil, el de fapt își trăiește într-un fel și destinul lui personal și cred eu ca preot s-a raportat, dacă te raportezi ca preot la Sfântul Ioan Gură de Aur, cred că este paradigmatic. În ce măsură și-a împlinit vocația de preot, fără îndoială că... și vedeți, am fost impresionat de faptul că el îi scrie Patriarhul Justinian cu atâta deschidere, cu atâta căldură și arată că vreau să aparțin bisericii care au slujit părinții mei, strămoșii mei, așa inclusiv mi se pare că avea trei cumnați care erau deja preoți și el vrea să fie în această comuniune. Virgil Gheorghiu a avut acest pariu personal de a reuși în această lume și iată faptul că a reușit să publice 35 de cărți de autor, faptul că a reușit să aibă această carte tradusă practic în toate limbile pământului, arată că pariul lui personal a reușit. El nu a făcut parte dintr-o grupare literară, nu a făcut parte dintr-o gașcă, nu a făcut parte dintr-o echipă intelectuală, pur și simplu a dorit să se reprezinte pe el însuși și credința în care, cu care s-a născut și cu care a trăit până la sfârșitul vieții. Chiar dacă și-a dorit toată viața să se întoarcă în România, trecerea în veșnicie, în 1992, l-a surprins fără a-și fi împlinit această năzuință. Constantin Virgil Gheorghiu a murit la Paris, purtând în suflet România așa cum și-o amintea și așa cum ar fi dorit să o regăsească. A fost o perioadă foarte tulbure. Constantin Virgil Gheorghiu a murit în 1992, iar ceea ce se întâmpla atunci în România era greu de suportat chiar și pentru cei care trăiseră perioada comunistă în România. Era o perioadă de incertitudini, era o perioadă în care mulți români plecau din țară pentru că nu înțelegeau ce se întâmplă în propria țară. Nu erau mânați neapărat de conștiințe economice, ci pur și simplu era vorba de o falie care era adâncă în interiorul societății și care, din păcate, o mai avem și astăzi, într-o altă formă. Însă e foarte important că Virgil Gheorghiu a apucat și acest moment astral în care destinul României s-a schimbat și mai mult a spune că Virgil Gheorghiu a contribuit la căderea comunismului prin acțiunile pe care le-a avut în exilul românesc, prin faptul că a reușit să coalizeze în jurul lui intelectuali români, chiar fără să-și propună. Chiar s-a văzut că în cazul lui forța cuvântului a fost mult mai mare decât forța oricărui alt instrument politic. Ceea ce iarăși m-a într-un fel m-a pătruns a fost mărturisirea lui când, înainte de a trece la Domnul, i s-a pus această problemă de a reveni în țară și l-am înțeles. De ce? Pentru că, așa cum a zis el, România nu este aceea pe care eu am
Adică el a înfășurat acea Românie în care el a trăit, a crescut, a trăit așa până la o anumită vârstă, a înfășurat-o în sufletul lui și n-ar fi vrut să fie dezamăgit. Este ceea ce mi se întâmplă mie ca țăran, să zic, dacă mă întorc în satul meu natal, fără oamenii cu care eu am crescut, fără acea atmosferă, pentru că satul românesc a murit acum, nu m-aș mai simți acasă. Așa și el. A preferat să rămână cu el, care nu este de fapt un spațiu ideal, ci este un spațiu real în care el a trăit, a crescut și al cărui etos de fapt l-a purtat cu sine toată viața, inclusiv în romanele sale.